Bună, sunt Iudita. După cum se vede după titlul canalului, și astăzi o să vă vorbesc despre cele 7 cărți pe care le-am citit în 7 zile. Am vrut să fac videoul acesta puțin diferit. Am vrut să filmez în fiecare zi, la început de zi, păreri despre sau preconcepții sau ce știam despre carte, apoi la final de zi să vă spun cum mi s-a părut. Din păcate, programul nu mi-a permis asta, dar pentru că și anul trecut am vrut să filmez 7 cărți în 7 zile și am făcut challenge-ul, dar nu l-am filmat și de data asta părea iar că lucrurile se îndreaptă spre a nu exista acest video, am zis asta e, îl fac puțin diferit, cărțile tot așa, challenge-ul tot ăsta a fost și o să încerc să vă vorbesc despre fiecare carte, despre părerile mele de dinainte să le citesc și părerile mele de după. Sper să vă placă și sper să găsiți o recomandare bună, măcar una, în videoul ăsta. Prima carte cu care am început a fost Tu, de Caroline Kepnes. Ce știam despre carte înainte să încep să o citesc? Ei bine, nu știam despre carte, dar știam despre serialul de pe Netflix, care a fost trending, în tendință, o perioadă bună de vreme și pe care l-am devorat, vreau să zic că l-am devorat, am ezitat să mă la el, dar când am ajuns la el, 3 zile, aia a fost, fără viață socială, nu, eu acolo am fost, cu Joe. Îl avem ca personaj principal pe Joe Goldberg, care se îndrăgostește, un manager de librărie, care se îndrăgostește de o tipă pe nume Guinevere Beck. Totul pare normal până când descoperim că el este de fapt un psihopat slash sociopat. Îmi pare rău, tot timpul uit diferența dintre cele două. Tot timpul mă uit pe Google, citesc și uit din nou ce se face. Și devine situația super ciudată și dintr-o ceea ce pare o poveste dragoste devine de fapt un thriller, suspans, nu știu, foarte, foarte, foarte tare. Na, eu văzusem serialul și acum de la carte nu aveam foarte multe așteptări, de aceea nici nu o cumpărasem. Am văzut-o în cărturești de mai multe ori și am ezitat. Dar când am găsit la 15 lei pe un site de anticariat, am zis, o iau, trebuie să o citesc. Ok, citind-o, pot să zic că a fost o adaptare foarte, foarte apropiată, foarte bună. Este cuvântul, dar nu vine acum. Da, deci cum ziceam, îl avem pe Joe, se îndrăgostește de Guinevere și până când ea razna și îi fură telefonul și începe să citească toate mesajele și merge în fața blocului ei și o stăcuiește, se uită la pe geam, dar devine și mai interesant atunci când el începe să... Oare pot să zic că asta e un spoiler pentru cine vrea să citească cartea? Să zicem doar că orice persoană care stă în calea relației lui cu Guinevere e out of the picture. Ok, asta a fost un spoiler, nu? Nu zic mai multe pentru cine vrea să citească cartea. Am devorat cartea. Singurul lucru care nu mi-a plăcut a fost limbajul. Nu mi-am amintesc exact din serial pentru că știu că m-am uitat acum vreo 8 luni sau mai mult, dar în carte este folosit un limbaj foarte, foarte vulgar și poate că a fost și în serial, dar l-am tolerat mai bine pentru că e în engleză, nu știu, eu tolerez un pic mai bine limbajul vulgar dacă e în engleză, italiană, orice altă limbă, dar când e în română, parcă mă zgârie pe timpane, nu suport pe timpane de o citeam, pe ochi, pe retină. Asta a fost singurul lucru care nu mi-a plăcut și o recomand, dar nu o recomand minorilor, celor slab de inimă, celor cu valori mai, nu știu cum se spun, celor mai pudici. Nu e o carte pentru toată lumea. Ok, următoarea carte pe care am citit-o a fost Te iubesc, de Catherine Siguré. Da, știu multe limbi, multe. E mult spus, dar franceza nu este una dintre ele. Pentru că am făcut foarte puțină franceză și profesoara din liceu, în loc să ne învețe franceză, se juca jocuri pe telefon. Inspirational. Nu dau nume. Așa că nu știu decât să zic bonjour. Bonjour. Asta zici că
cu accent american foarte slab, we, atâta știu să zic bine. Ok. Am ales o carte mai subțire pentru că nu poți să citești, dacă îți propui să citești 7 cărți în 7 zile, trebuie să le alegi unele mai groase, altele mai subțiri, unele mai greu de citit, altele mai ușoare. Asta am ales-o pentru că era și mai ușor de citit și mai subțirică, dar și pentru că am găsit-o la 5 lei, neștiind, când am luat-o n-am știut nimic despre ea, dar era 5 lei și am spus, pentru 5 lei nu poți să te las acolo, așa că o să te aduc acasă, chiar dacă ești o carte foarte slabă. Da. Am citit-o super repede, nu știu că am citit-o în 2 ore, nu, 2 ore e mult, o oră jumătate, oră, nu mi-am amintesc, dar foarte repede. Practic o avem pe Alice, nu știu cum se pronunță în franceză, Alice? Îmi pare rău, îmi cer scuze tuturor vorbitorilor de limba franceză pentru că acum masacrez limba aceasta minunată. O avem pe Alice care este un ghostwriter și care dă de romanele lui Philippe Musil, deci nu mai pot să pronunț, o să iertați-mă, și descoperă că personajul principal din seria lui de cărți pare inspirată exact din ea, adică are aceleași obiceiuri, casa arată exact la fel, arată ca ea, e foarte ciudat și cumva se îndrăgostește de el. Începe să-i scrie și începe o corespondență, apoi se întâlnesc și începe așa o poveste dragoste. Nu știu, se citește repede, nu mi-a plăcut că nu are dialog, îmi place că am ratat degetul, nu are dialog în primul rând, ceea ce pe mine un pic nu prea îmi place. În al doilea rând, pare o poveste foarte trasă de păr, foarte trasă de păr. Mai ales dacă citiți cartea, o să înțelegeți de ce. Și, na, per total, e o carte ok, habar n-am, poate dacă o citeam când aveam 17 ani și credeam încă în unicorni, ar fi fost ok, dar acum, na, fiind totuși cât de cât matură la 27 de ani, mi se pare cam imposibil să existe așa ceva. Bine, știu că e ficțiune, știu că ce se întâmplă în cărți nu se întâmplă în realitate, dar totuși. Și nu știu, personajele puțin exagerate, ea parcă da așa într-o nebunie când se îndrăgostești de el, nu mai iese cu nimeni, nu mai, ok, înțeleg-o, ceva de genul, dar tu necunoscând un om și comportându-te în acest hal ca om matur, nu știu, sună-ți psihologul. Cam atât am de zis, nu o recomand, sincer. Următoarea carte pe care am citit-o a fost aceasta. O să-i citesc titlul pentru că este foarte lung și nu-l țin bine minte. Cum să cucerești un bărbat pe e-mail, Messenger și Facebook. Este scrisă de Dan Rădoiu, un autor român. A fost amuzant că vorbim eu în timp ce citeam cartea, mi-a găsit-o și s-a uitat așa la mine cu un amestec de dispreț, milă și serios, eu credeam că ești mai cool de atât. Adică... Pare ciudat că am ales cartea asta pentru că nu am de gând să cuceresc niciun bărbat pe Messenger, Facebook sau pe alte rețele de socializare pentru că sunt o romantică incurabilă și așa ceva nu se pretează. Dar mi s-a părut interesant titlul. Cam atât știam despre carte când am început să o citesc. Practic o avem pe Eva, o femeie cam de 30 ceva de ani, dacă mi-amintesc bine, care îi trimite, adică dorește să-i trimită un e-mail prietenei ei, Alexandra. Greșește o literă și îi trimite lui Alexandru. Și ea spune o fel despre viața ei amoroasă, despre bărbați, despre o grămadă de lucruri pe care nu ar trebui să le știu un necunoscut. Și de aici începe corespondența între cei doi, iar autorul analizează comportamentele celor doi și ne spune, uite, în situația asta ar trebui să faceți așa, în asta ar trebui să faceți așa. Mi se pare ok, nu știu, am citit cărți de psihologie și am deja destul de multe cunoștințe, nu am găsit nimic revoluționar, nimic nou. E o carte ok, interesantă și cam atât, nu e ceva wow. Recomand. Citiți-o.
poate o să vă ajute. Cartea pe care am citit-o a fost Scandalul de Frederick Bachman. Am citit-o pe e-reader și vreau să spun că eu, cum am tendința asta de a citi uneori cărți fără să mă documentez deloc înainte, am citit fără să știu volumul 2 din seria aceasta acum ceva timp și apoi am descoperit, da, există volumul 1, evident, Iudita. Practic, e atât de faină seria asta, nu mai știu cum se numea al doilea volum, Noi contra voastră, ceva de genul. O recomand oricui. Acțiunea se petrece în Bjørnstad, dacă am pronunțat bine. Și e foarte focusată totul, tot orașul e foarte pasionat de hockey. Și de acolo este un felul de scandaluri, de probleme, de... E foarte, foarte interesantă. Îmi place că e scrisă din foarte multe puncte de vedere. Avem de la copii, la adolescenți, la oameni de vârstă mijlocie, la bătrâni. E atât de fain scrisă cartea și seria. O recomand. O să apară anul acesta, parcă volumul 3. Dar, nu știu, e foarte, foarte, foarte faină seria. O recomand din tot sufletul. Atinge foarte multe probleme și, nu știu, e... Pe mine m-a marcat. E destul de lungă și poate puțin greu de citit, adică e un pic greu de citit, n-aș recomanda să o citiți neapărat într-o zi, pentru că un pic te zguduie, dar o recomand cu căldură și, nu știu, parcă mi se pare un roman prea complex ca să încep să îl descriu. E o carte absolut fantastică. Următoarea carte pe care am citit-o a fost Crima Perfectă de Holly Jackson. Cum am cumpărat cartea? Eram în Cărturești, voiam neapărat să-mi cumpăr o carte, dar nu aveam nicio idee de ce vreau. Nu știam, efectiv. Uneori, efectiv, sunt pierdută în spațiu. Când am văzut un titlul Crimă, delicios, perfectă, hai la mama! Da, recunosc, ador romanele cu crime, sunt preferatele mele și nu știu cât de normal e să-ți placă așa ceva, dar îmi place. O avem pe Pip, care este în ultimul an de liceu și pentru un proiect la școală începe să investigheze o presupusă crimă făcută de unul din prietenii ei din copilărie, care la rândul lui era mort în punctul acesta. Se presupunea că s-a sinucis după ce a făcut crima. Nu am avut foarte mari așteptări, pentru că îmi plac romanele polițiste, dar în opinia mea cele nordice sunt the best, sunt foarte macabre, sunt exact ce-mi place. Mă gândesc că nu o să-mi placă, dar m-a surprins foarte mult. E, nu știu, o recomand pentru toți cititorii de romane polițiste, nu dau mai mult. Pentru că poate cineva vrea să o citească totuși, dar este exact ce trebuie. Prima carte este aceasta, Jurnalele lui Carrie de Candace Bushnell. Ea este faimoasă pentru că a scris celebra serie Sex and the City. Sigur știți de celebrul serial la care recunosc nu m-am uitat, poate odată, dar nu acum. În schimb, văzusem serialul pe Netflix, adaptat după Jurnalele lui Carrie, care, nu știu, a fost un serial drăguț, mi-a plăcut și așa că am cumpărat cartea, știind cât de cât ce se întâmplă din serial. Avem pe Carrie, care este în ultimul an de liceu, și începe o poveste de dragoste cu noul băiat sosit la liceu, Sebastian Kidd. Știu, pare foarte, foarte imatur ca cineva de vârsta mea, 27, bună, bătrânețele mă chinuiesc și mă răscolesc, nu mai rezist. Dar nu știu, uneori, efectiv, sincer, recunosc, uneori îmi plac lecturile astea foarte superficiale care mă bine dispun, nu știu, când am citit cartea asta chiar am o zi foarte proastă și cumva chiar m-a ajutat să mă bag acolo în lumea de adolescenți, cu problemele alea de adolescenți, de care, sincer, în unele zile mi-e foarte dor, în majoritatea nu prea, pentru că prefer
parcă problemele de adult, nu știu, prefer maturitatea pe care o am acum, presupusă maturitatea pe care o am acum, dar e fain, nu știu, vorbește despre, foarte mult despre prietenie, despre trădare, e, nu știu, e o carte care chiar mi-a plăcut și chiar era aici un citat pe care știu că l-am subliniat, ceva despre bărbați. E ok, nu găsesc citatul, dar mi-am amintit. La un moment dat ea spune că dacă nu ar exista bărbați, femeile, toate femeile ar fi fericite și știu că am râs foarte bine la propoziția asta. Bine, nu pot să zic că nu sunt de acord decât în unele zile în care am râs bărbații, dar nu râs pe nimeni, e ok. Dar știu că m-am făcut să râd așa, vai, nu știu, așa un pic de... un pic de... se înțelege, nu? La adresa bărbaților. E o carte easy, light, nu știu, o citești pe un șezlong sau habar n-am, în cazul meu, un apartament, pentru că n-am. Nu știu dacă mare anul acesta. Mare anul acesta. E o propoziție fără verb. Și am fost la litere. Foarte ușor de citit. Am, nu știu dacă am citit în 2 ore, ceva de genul. Ușor de citit. Recomand pentru mințile mai imature ca ale mele. Pentru cei maturi, știu. Ce e asta? Un gunoi? Și nu auzi nimic. Următoarea carte este Acolo unde cântăracii, de Delia Owens. Am citit tot așa pe e-reader. Cartea asta o văzusem și când fusesem, aoleu, la Cărturești, când mi-am cumpărat Crima Perfectă, dar nu știu, am ezitat să o cumpăr. Dar mi-a plăcut atât de mult, nu știam nimic când am început să citesc, chiar nu știam absolut nimic. Practic este vorba despre Kia, poreclită și fata mleaștinii. Și, de fapt, cartea începe cu o crimă care se petrece într-un anumit orășel micuț. Și de la, pornim cumva, sunt secvențe din prezent și din trecut. Și după ce este descrisă puțin crima, începem cu Kia, care trăiește într-o mleaștină, alături de familia ei, este părăsită de mama ei, de frații ei, rămâne doar ea cu tatăl ei, care este un bețiv. Și după aceea vedem pe parcursul vremii cum crește ea și cum până la urmă se leagă povestea de crima din prezent. Și avem așa un parcurs, nu știu cât începe, când are vreo 7 ani, ceva de genul. O avem pe Kia ca personaj principal, cunoscută drept fata mleaștinii, și urmărim parcursul ei de la vârstă cam de la 7 ani până, oare cât are pe final de carte, 30 și ceva de ani. Și în același timp urmărim povestea din prezent, și de fapt așa începe romanul, cu o crimă, și care la început pare că să n-aibă nicio legătură cu ea și până la urmă se împletesc toate și e foarte faină împletirea asta. Practic ea locuiește, ea împreună cu familia ei, lângă o mleaștină. Tatăl ei este bețiv, mama îi părăsește, frații ei pleacă la rândul lor din cauza tatălui bețiv și rămâne ea cu el și până la urmă pleacă și el. Din păcate sau din fericire, nu știu ce să zic, și învață ea să se descurce singură și urmărim un parcurs foarte fain, de la un copil fără carte, de la un copil părăsit, la o femeie frumoasă care ajunge să publice cărți. Nu știu, e greu de citit, recunosc. Eu tot am vrut să o las în primele, nu știu, 100 de pagini, mi s-a părut atât de greu de citit și parcă prea multe descrieri și de aceea m-a făcut să continui și s-a meritat. O recomand, dar, cum ziceam, e greu de citit, sau cel puțin pentru mine a fost greoaie și limbajul folosit, nu știu. Cam acesta a fost videoul despre cele 7 cărți în cele 7 zile. Îl recomand challenge-ul ăsta oricui.
E puțin greu de făcut, dar recomandarea mea sau un sfat ar fi să vă alegeți cărți mai ușor de citit. Dacă știți că aveți un program încărcat, ați văzut că majoritatea erau scurte, am avut și cărți mai lungi, dar nu foarte. Și, nu știu, eu cred că poate să facă oricine chestia asta, sau nu chiar oricine, că unii chiar au program încărcat și poate chiar nu pot să citească atâta, dar poate chiar și 3 cărți în 3 zile, ca exercițiu de citit. Nu știu, eu după ce am făcut challenge-ul ăsta, vreau să zic că deci, mi-a venit o poftă de citit, că în luna iulie, efectiv, am citit, parcă nu mă puteam opri oricând, voiam să mai cumpăr o carte, să mai... Știți cum e vorba aceea? Poftea vine mâncând, poftea de citit vine citind. Așa că, da. Cam asta a fost videoul, sper că v-a plăcut, sper că ați găsit măcar o carte demnă de a fi citită și de voi și dacă citiți vreuna din cărți, sau dacă faceți și voi challenge-ul ăsta, let me know. Let me know cum, dacă ați citit vreo carte, cum vi s-a părut, părerea voastră. Și pe data viitoare!